ca urmare a actului, adică ce am constatat, este cineva vinovat, trebuie cineva sancționat și așa mai departe. Cine se face vinovat? Dar cum sunt dat lucrurile? Aveți întrebări la rapoport? Aici am crezut că s-a învățat legislația, vedem toți foarte bine și părerea că trebuie să fie poate dat niște instruire, poate de tăiat niște premii la urmă, angajați care au plăcat deja a fost amendat. Nu ce amendat ne-a dat, eu mi-aș vorba cu sigură, acum mi-aș vorba și de mustrare. Partea cu sigură. Deci, adică, aici a fost spus doamna profil, a fost amendată pentru serviciul respectiv pentru cele 17.000 de lei care au fost 17.000 de lei care au fost transferate la instituția care face proiectul pentru tabăra biserică și ele nu sunt închise. Zic că 10% noi nu avem factură de ele pentru că trebuie la proiectul. S-au întâmplat niște lucruri care, mă rog, nu le-am făcut prevederea de la început. Terenul care a fost dat în arenă de nou, de suport simplu, 49 de ani, de vreme noi construim, acum că l-au ajuns la verificarea proiectului, deci s-a spus că nu avea dreptul să construiți acolo, pentru că este fondul simplu și nu avea dreptul să construiți la din, deci capital de acolo. Și s-a propus să găsim alt teren pentru a face schimb cu el. Am stat de vorbă, mi-am adresat la primăria Lisărștii Noi, care are masiv de pădure acolo alături. Este decizia Consiliului de a face schimb de teren de 20 și 20 de ani, atât de acolo. Deci cu primăria, ca primăria, o trebuie să ne dăie voie să construim noi acolo. Și de atâta nu se poate de închisă în lucrul acesta. Eu, domnule Arhan, care se ocupă cu problemele, i-am spus mai de multe ori. Hai să nu lăsăm, ne adresăm la ministru, dezvoltării regionale și construcții. Să luăm măsuri, pentru că nu e normal că serviciul acesta nu dă aviz proiectului, pentru că terenul nu ieșea la așa mai departe. Deci n-ar trebui să intereseze terenul, că ar trebui să intereseze dacă proiectul este făcut corect. Chiar eu l-am chemat pe proiectant aici. Ei spun că la noi tot din casa pur și simplu serviciul nu dă aviz. Pentru vineri dimineață era preconizat să plece împreună la ministru cu întrebarea aceasta. Deci e clar, vreau să zic că banii aceștia, cum îi era? Ei nu sunt pierduți, este pentru proiect. Dar așa este pentru că s-a închis anul bugetar și nu este factură, înseamnă că banii ăștia au fost transferați și nu au fost folosiți după destinație și nu au fost întoși înapoi noștri. Iată care e problema în aceasta și dumneavoastră ei a fost amendată pentru acest lucru. Celelalte neajunsuri care sunt aici, cei care au lucrat în administrația publică își dau foarte bine seama că orice altă revizie nu există să vină să zică că totul e bine. Încălcări sunt și vor fi și nu sunt făcute, poate, dacă ele vor fi făcute intenționat, ar fi o chestie, ele nu sunt făcute intenționat, ele sunt, mă rog, e lucru care permanent, iată de pildă, chiar de consiliere am auzit că o întrebare. Și ați făcut noi poate că așa și așa mai departe. Parcă, mă rog, înainte, așa era, așa au fost, și până la mine. Deci florile se procurau de Chișinău, mai mulți se procurau prin numerar, să lua patenta de la cel care vin de florile, spunea la alt și așa mai departe. Acum, când Ierodin nu era flori, acum este un chioșc, că Ierodin noi facem prin transfer, de aceea este menționat prin transfer și în numerar. Deci facem prin transfer, dar oricum facem marcă la decontare. Suma, sigur că este mare, dar este o raie mână întreagă. Iată, de pildă, noi de data de două am avut comemorarea nevoilor, am cumpărat flori de 1.000 de lei. Data de 15 am avut cu afganeșii, acolo eu sunt numai mic, am procurat. De data de 4, mâine aveam cu femeile de raion, facem în fiecare an, ne mânăm cu o floare numai, dar ei 25 de lei, 400 de femeie, asta 10.000 de lei. Sigur că revizorul când vine, sau de pildă că aici se poate atras atenția că s-au făcut clienți. Trebuie să înțelegeți că sunt anumite măsuri care nu pot să vrează ca un fel și nu ar trebui să faci lucrurile acestea, nu se face cu bani
pildă, tot mâine este invitat ansamblul Bugurel. Prezintă un concert în fața doamnelor, eu cred că merită. Și domnul Șerșun, am stat de vorbă cu dumneavoastră, să gătească ceva la caronceale pentru artiști și ea. Că nu există așa, știți, sunt niște lucruri care, mă rog, eu înțeleg că ele scrise ca a mea lucru la noi. Sau, de pildă, în privința mea, este scris că am primit primul pe perioada anilor acestea. Conform legii, cu nivel la salarizare a bugetarilor, deci acolo este stipulat, funcționarii publici au dreptul să fie premiați cu ocazia sărbătorilor până la un salariu de funcție. Președintele și vicepreședinții bănuiesc o jumătate salariu de funcție. N-am ieșit din limitele acestea. Ei au considerat că prin dispoziție pe care le-am făcut eu, deci am încălcat legea că trebuia primul pentru președinte să hotărască Consiliul Raional. Sigur că vrei să strângi Consiliul pentru asta, dar vreau să vă spun că nu este încălcare, pentru că oficiul teritorial controlează orice decizia noastră, orice dispoziția președintelui și dacă este încălcare, ei ne-o sesizează și trebuie să o aprobăm. Dar mă rog, revizorul scrie așa cum vede el, pentru că noi nici n-am semnat actul ăsta, că n-am fost de acord. Dar mă rog, e făcut cu dânsul, vreți semnați, nu vreți semnați, asta e problema. Ce își spune de foile de parcurs la șofier? Eu nu știu, noi nu suntem o organizație mare, unde avem multe mașini, să avem un specialist în fiecare dimineață, să ne scrie foi de parcurs. Foia se dă pe o săptămână și așa a fost și înainte. Mă rog, dacă de pildă, o să vedem, o să facem un regulament, o instrucțiune, cum să dă foi de cele, dacă trebuie în fiecare zi, pe un dat, dar e problematic și chestia asta. Sau de pildă aici ai scris 72.000 de lei în care au fost procentul cel la care o luăm la fundul de odihnă pentru copii, au fost ferate procesul la Realco, tot la Consiliul Raional. Sigur că acel care nu este inițiat în chestiile astea și când citește actul, și mulțumesc la cei care l-au pus pe site, ei nu cunosc lucrurile astea. Și când citesc zeci de mii și milioane, ei își fac închipuirea că Doamne ferește ce se face. Uite cine fură și așa mai departe. Deci, am cu acest rar. Și nu numai cu acestea, că sunt primarii în sală și dumneavoastră cunosc, datele acestea sunt dreaptă la Centrul pentru Combaterea Corupției. Și ei examinează din punct de vedere a încălcării legislației. Și dacă de pildă este ceva, se deschide dosar penal pentru acceptare. Dacă, mă rog, încălcări de acestea sau de pildă este scris că nu este normalizat omul care răspunde de blanchetele din potabilitate. Am făcut dispoziții deja și este responsabil. Nu au fost până acum dispoziții, de când lucrează Consiliul Raional și niciodată nu s-a stipulat după acesta în alt. Pur și simplu acum l-a stipulat și o să, de toate întrebările astea, vom lua măsuri și sigur că de vom strădui să nu mai facem aceste întâlnări. Da. Da, da. Doamna Gino, să răspundem la întrebarea. Ce este reședința Consiliului? Mai am o contribuie și tot la chestia asta de grăniți. Perioada martie-aprilie 2010 au fost transferate în mijloace bănești în sumă de 44.7 milioane la carduri bancare în Goreanu Vasilis, ce este scoasă în firm Angela. Șefții administrativi financiari care au fost utilizate pentru cheltuieli de gospodărie. Pe când acestea urmă să fie primite din casa instituției. Adică, s-au transferat cadrul bancare personal, înțelegeți? Da, da, da. De ce este în ședința Consiliului din 28 decembrie? Eu am fost atunci în concediu. Și am propus să ascult întrebarea asta, având deja dar mi-au spus specialiștii că nu vor, mă rog, nu vor să fie responsabilitatea fără să spun și la ședința Consiliului. Dar cât a fost amânată mers cu această ședință? Pentru că n-am fost în pilot, am fost în concediu. Ce este transferul de ce
de la Cana. Deci a fost o greșeală din partea contabilității. Noi când organizăm careva măsuri unde trebuie bani, cash. Deci banii noi primim din bancă și din contabilitate, deci să dau acești bani la persoana responsabilă care trebuie să organizeze. Banii care este scris acolo, doamna Profim, au fost primiți pentru sărbătorirea unui anului și care au fost mânați prin eficient. Cei care este scris după Ungureanu, deci au fost organizate măsuri sportive. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? V-a explicat doamna contabilă. Dumnezeu a considerat că sunt corp, sunt daruri, deci să nu mai aducă banii, numerarea aici contabilitate, îi transfer direct acolo și persoana îi primește și ulterior să achită, deci cu contabilitatea, cu documentele pe ce știa. Dar aceasta, eu n-am știut. Cred că nici Dumnezeu nu știu. Cred că nici trezorăria nu știu. Acesta, pentru trezoreria, în genere, nu dă voie să faci transferul cel care nu corespund legislației. De atâta și este trezoreria. Și s-a făcut o dată sau de două ori, eu nu știu de câte ori s-a făcut și pe urmă lucrul acesta nu s-a mai făcut. Banii astea sunt confirmați, revizia eu găsit. Deci ei scrie că noi am făcut contrar legii, dar nu s-au luat banii ăștia. Banii toți au primit și s-au folosit la ceea ce trebuia să folosească. Ceea ce semnăturile, vă rog, care s-au luat bani din contabilitate și nu sunt semnături. Nu pot știu acum care. Noi când primim bani în casă, sunt așa, conform dispoziției președintelui. Acolo de acum este semnătura președintelui. Sunt documente că noi le primim din bani. Posibil că eu nu am fost la serviciu, banii s-au luat dacă au fost iscărit cecul. Și pe urmă documentele nu s-au luat. Nu a fost răspăit ca să fie mai departe semnat. A fost controlul din 2008, 2009 și 2010, astea sunt 3 ani de zi. Te-ați găsat că la șeptorul, dar te-ați găsat acum în septembrie, în urmă la urmă. 3 și să fie foarte. Spoziție de la numărul 79 până la 84, 85-09-2009, numărul 180, din 10 Eu chiar vreau să-l văd. Ia ca să-l
ușurile, domnul Dășer, da, fiind Sfântă Bună, eu chiar vreau să ne văd. Pe registru, tătul cum ușor, cum e în toate astea. Și dumneavoastră spuneți, dacă și aici dacă te faci astea, la ușurile să se poată, nu trebuie așa. Bine, alte întrebări sau propune. Domnul Curieș are întrebări. Păinița Vesină, în mijlocul pădurii, sunt construite, domnul Popoasă, știți ce vorbesc? Case cu două rânduri de garduri, pe capoi vraste, cu cine... Eu îmi cer scuze, domnul Coreșa, nu se referă la întrebarea unei examinări. Se referă, cu ce? Absolut nu se referă la ei. Și pățirea ta nu știe nimic. Domnul Coreșa, vă scuzați în timpul ei să vă întrebăm. Nu se referă la întrebarea unei examinări. Și referitor la ce s-a depistat toate majorările, depisă de pentru ele am trecut tot așa, tot s-a confirmat. Da, sunt niște avale, dar cine nu suntem? Rusca e apoi. Bine, spun votul. Cine este pentru aprobarea proiectului decizie? Rog vota. Informat despre rezultatele examinării de către ce. Spun votul. Cine este cu mine în proiectul? Decizie, rog votul. 10. 10. 4. Un anist. Mulțumesc.